Am avut o familie până la vârsta de 4 ani. După vârsta de 4 ani, familia mea s-a micșorat și am rămas doar eu, mama și tata. După vârsta de 4 ani până la 7, am avut jumătate de familie, iar după vârsta de 7 ani, tata m-a părăsit, pe mine și pe mama. Și m-a părăsit fix în ziua mea de naștere. La școală, generală, nu am avut prea mulți prieteni. Am avut vreo doi și aceste persoane au dispărut și ele pentru că m-au trădat. Iar de când sunt în Sibiu, stau singură, fără mamă. Deci am rămas, practic, singură, dar mama mă vizitează odată la o lună, odată la 3 săptămâni și când vine, sunt fericită iar. De când sunt în Sibiu de 3 ani, viața mea a luat un nou început. Am început să simt din nou ce înseamnă viața, pentru că aici m-am simțit mai mult acasă. Am învățat cum să vorbesc din nou liber, să-mi fac prieteni și până în clasa a 11-a a fost bine, iar după clasa 11-a a fost mult mai bine. Am cunoscut mai multe persoane, m-am implicat în foarte multe proiecte și olimpiade, concursuri și Sibiul mi-a dat o șansă de a evolua pe parcurs, de a-mi crea un nou drum în viață, pentru că șansa asta nu cred că aș fi putut să o am și în Chișinău. Pentru că nu am atâtea posibilități acolo ca și aici. De multe ori, mama mi-a spus că nu am încredere în absolut nimeni. Mereu când am avut un vis sau am vrut să fac ceva, niciodată n-am ascultat părerile cuiva și am mers înainte. Am ascultat-o doar pe mama. Și cred că a fost cea mai bună alegere.